Regele Mihai, prin această excepțională conștiință, care și-a păstrat-o în cele mai turburi vremuri ale istoriei noastre, a fost și a rămas un model foarte greu de acceptat pentru cei care treptat sau un timp au intrat în mlaștinea conflictelor, a intereselor politice. Și după terminarea mandatului meu, noul președinte a înțeles rolul excepțional pe care poate să-l joace în relațiile internaționale și reprezentarea României, atât regele Mihai și regina Ana, cât și cei care au urmat principesa Margareta și prințul Radu Duda, care au dus, așa cum mi s-a prezentat, la un nivel excepțional de înalt și au înțeles ceea ce am vrut să prezint în anii mandatului meu prezidențial, un proiect de reconciliere. Un proiect de reconciliere națională, de care, din păcate, am avea acum nevoie din nou, în care ceea ce este important pentru toți ar trebui să fie ceea ce a fost important întreaga viață pentru regele Mihai și pentru familia regală, România. Dincolo de grupuri de interese, dincolo de interese politice, de partide, trebuie să avem un țel comun. Și este pentru reînsănătoșirea morală a națiunii noastre, a poporului român. Trebuie mereu să fim fericiți că avem încă în viață nu numai un mare reper istoric, dar și un mare reper moral.